Bună dimineața! Bună dimineața! Îți faci rochefedes? Da, rochefedes. Rețeta de la Embona și ne-a spus... Și că la Embona? Da. Vă cred că ți-a Plini. E rețeta de aici. Din, da. Așa cum ne-a spus stăpânul la tavernă, așa și am făcut. Sau, îți fix. Stai că aici cu mănușile nu mergi, înțelegi? Nu pot spun că acasă cu mănușile, nu recunoaște. Și le-am făcut și le-am pus la frigider. Și când vreau să le prăjesc, atunci să mănâncă doar fierbinți. Le dau și la ceilalți, știi cum. Ia uitați-vă și bunătate. Chiar foarte. Fix ca Nembola. Nu m-am Eu așteptat. Eu în Moldova am încercat, dar nu eram sigur de rețetă. Și trebuie și cașcavalul ăsta... Caserii, asta de capră sau de nu. Da, așa sunt trei tipuri de cașcaval, da? Edam, Buda și caserii, un fel de tare, de asta tare. Și-a făcut și zeamă? Și-a făcut zeamă, fără carne. În live. Fac și live. Așteptăm pâinea să aduc sora mea și ai mâncăm zeamă. Da, i-am scris. Am ia mâncăm tirocheftezi și am făcut și o caldare de zăzâchi, că ăsta mare a zis că el mănâncă tirocheftezi, nu mănâncă. Chiar foarte gustos. Ca să întinde, de să deschid unul să vă arăt. Ia că aici e o caldare de zis că la noi cu caldările. Am uia. 5 da, minute, da, să întinde, ia, curge. Cașcaval. Da, să vă arăt așa. Ia, ia așa. Super, da. Splini, vede? Splini cu cașcaval. Foarte gustos. Bravo, bravo. Bună seara. Noi ne ducem acum la o prietenă de-a mamei. Are un cafe bar, ne ducem să stăm puțin, să servim câte un cocktail, să mâncăm ceva. Suntem în satul Trianda, deci așa e zona turistică. E frumos noapte, mai ales mai încolo, după 10-11, că acum e ora 8, dar încolo, mai încolo, mai târziu, e frumos așa, tot e plin așa. Hello, noroc. Hello. Noroc, noroc. Hristo, noroc. Noroc, noroc. Noroc, noroc. Noroc, noroc. Hai, treceți. Noroc, noroc. Fetele s-au vopsit. Noroc, noroc. Bună seara. Bună seara. Ne mai dăm așa din partea... Da, că aici nu-i trotuar. Așa, mai pe margine, da, mai pe margine. Alex, mai pe margine. Merg și turiști care se învață a merge. Suenos. Bună seara. Afară e plin, da? Afară n-avem loc. Ne așezăm înăuntru. Aici merge Olimpic. Da, hai. Ia te boroma ta e noșu? Păi, chiar stai birazi. Dai birazi. Cațu da pe diachi. Arată încă o dată. Deci noi așa ne râdim. Mama pune azi masa. Mama vrea să servească. Și am văzut la KVN un număr. Unde arată așa în meniu o femeie, da? Arată așa. Două pagini, de două ori. Așa facem și noi. Tot de două ori. Când mama plătește, întrebăm da. Cât putem să bem și să mâncăm. Luăm și la pachet. Copii acolo ținează, și ai mai cuminți copii. Să luăm și la discotec. Da. Și să mâncăm ceva. Eu vreau așa, parcă jumătate de club. Ce jumătate? Da. Și cartofi. Alex, o să iei burger, arena, nughete, da? Alex, tu ești mănânci? The next day. Am venit și la mare. E ca mămica, Ariana și Alex. Foarte super aici. Caldă apa.
fierbinte? Nu, tata nu vrea. Ariana și scufundături faci cu Alex? Dai, ce vrei să faci tu? Un bazin. Un bazin? Trebuie să-l faci foarte adânc ca să vină apa aici. Mămica acolo se bronzează cu prosopul. Mă bronzez, mă încălzează. Ești frig? Mă fac un frig, dar nu în apă, afară. Dar vezi, la urmă lipsului. Du-te și tu să apă bazin și n-a să fie frig. Mămica aici a adormit. Ariana face castel și Alex face bazin. Să vă arăt așa mai detailat ce a făcut Ariana aici. Un castel cu steluțe. Și Alex! Super țunea, foarte frumos. Mult lucru aici. A, ți-ai pus și tu steluțe aici, da? Deja se înserează. Da, mămica? Da, noi noaptea. Noaptea, da. Dar este încă multă lume, că e cald afară. Și seara e cel mai bine. Și aici suntem pe partea Mării Mediterane a insulei. Și aici mare e foarte superbă. Curată, curată apă. Hai, ieși, ieși! The next day. Unde-i cuțâtul meu așa bun? Moldova, știi, stai. Cerbinte cu pâine. Ia? Pâinea asta e foarte gustoasă. E cu făină de porumb și grâu, nu știu. Deci nu stai, nu știi? Foarte gustos. Cerbinte. Mm. Când pâinea cerbinte, nici nu stai. Și ce vrem noi cu sier? Mai gustoasă ca și din Moldova. Tu-du-du-du. Giu-giu noi spunem. Dar nu știu cum se numește. Un fel de icră, de pește, paștetă. Tare gustos. Da, foarte gustos. Noi am mâncat 20 de ani în urmă cum mâncam. Așa, așa mânc. Da. Ți-a duce aminte de timpurile noastre grece, așa? Capita. Capita? Noi n-am mâncat am trecut, Matica, da? Da. Gustos. Cu ou de pește. Da. Da, icra. E gustos. Da, gustos, da. Icra altfel. De asta nu. Asta 4 euro cu asta. Și tot așa cu... E 3,50 cu asta 20 de ani în urmă, da. Am luat șatra și am venit la Tania. Să vedem pe nana Tania, da? Ce mai face, da, de anul trecut n-am fost. N-am văzut-o, a fost la Luna. Da, au fost la Luna, dar la casa ei n-au fost. Și bunica, bunica a spus... Cristo, cați-i pe ochii. Și bunica a spus să filmăm casa, să-i vadă casa lui Tania. Ia că acușa să filmăm. Trăiești în satul de alături de Luna, nu departe, adică vreo 10 km. Ia că asta e casa ei. Și mașina GT Sport. Go! Da. S-a desclet și asta. Și asta. Nürburgring, da. Are programul Revo. Are 200 ceva de cai. Hello, noi tot șatra. Bună ziua! Bună ziua! Salut! Și vă lăsați voi papuși afară. Așa ne-am învățat în Moldova. Civilizat. Prea mulți papuși. E, dar dacă e uitat, chiseți-o mie. Dar mi-e scapt. Stai că mățele... Are trei. Sărașii mățele. Asta are trei. Asta ascund. Ele acolo. Ele fug. Ele acolo.
Da, da, încet, încet, că el este. Ia ca bunica, asta e living room-ul lui Tania. Îi fac și bunica vrea să vadă video. Nu, e că ăsta e mai las. Riana, e că ăsta e Dimitri. Seamănă cu Dimitri. Da, mașcat. Dimitri mașcat. Da, parcă e pantera. Da. Asta e pentru unghii, da? Pentru pisici, faci așa cu unghiile. Astea tu le-ai făcut, Tania? Da. Și a ieșit așa ieșit. Serios? Da. A, eu am glumit, cred. Cred că le-ai cumpărat. Nu mai ești. Dar ce să este? Cum a trăit tot fașa? Ce să este? Te rog toate. Oh. Brânză. Brânză. Da. Crește ca un fel de biscuit cum fașa da. Noi de ăștia. Eu am făcut la Paște, este mult la Paște. Am făcut la Paște și eu dimineața știu că mă beau cafea, unde de la Mărușoară și eu vreau ceva așa. Mier ceva bunișor. Mier ceva așa. Portocal, da? Da. Mie, dar lui îi place. Și cu asta se face. Da. Așa cum cu asta. Frumos, aia frumos. Ne scoate și Bubu. Bubu o cheamă, da? O cheamă nenea. Bubu, stem, stem. Bubu. Mumoase, mumoase. Estemi. Estemi, pa. Da, estemi, pa. Ești și ochișor. Mare. Ești covată. Ești nu ești ață cu ea. Deu și coadă groasă are. Da, Hai, măcar de coada ați ținut-o, hai? Ai văzut și tatuajul? Nu. Te-ai ești tatuaj? Ești tatuaj? Brat, făcut tatuaj. Ce n-a făcut? Tiger, tigru și dracon. Fire. Râu. La revedere. La revedere. Am vrut să vă arăt. Ne diamă. Toți. Asta tu așa, așa te parchezi, Tania, în fiecare zi? Bravo. Cum da? Super, la milimetru. Bravo. 2 milimetri de la... 2 milimetri, eu dăm bără. Super! Eu dăm aici, tot mica mai să-mi fie. Ei, Leo, de bără. Sorry, și cald. Văzut? Sosietca, caroci, îmi spune, eu Sara, când vin la urmă, ieșa de acolo, zice, are. Nu. Vechile o statu ca trebuie. Da, da. Bun, bun. Hai, la revedere. Rămâneți sănătoși. Pa, pa. Bye, bye. Și de cald. Luat. Frunză de dafin de la dânsa din grădin, are un copac. Noi nu avem frunză de dafin, Moldova. Noi cumpărăm, dar acelea, nu știu de când, astea sunt proaspete. Noi mereu e pe o an, doi neajunge, da, plătăți lui bunica, ai duc putan de balcă la plătăți. Uitați-vă cum cresc mandarinele. Eu am venit în oraș, la un limanache. Un prieten de-a meu s-a cumpărat o barcă și vrea să mă iei azi să facem un cerc așa în prejurul insulei. Am luat și microfonul că e vânt tare și în mare tot a să fie vânt și n-a să mă aud. Am luat și pălăria de soare, un croazier, uitați-vă și de mare, dar foarte mare. Sat, un sat întreg pe apă. Lăsat mașina și poate n-aș ne-o rădișe. Ia cât ăla-i. Hello! Capitanio! Cu dânsul numai greacă sau rusă trebuie să vorbesc. Ready, let's go! Aftoi medicosu! To megalo? Mai pe scurt, am făcut o stație, s-a dus să iei depozitul. Bacul de benzină. Nu cum depozit, o canistră. Pentru că pe barcă nu lasă deja. Eu furat odată benzina și de atunci nu lasă canistra acolo. O iei cu dânsul. Ca toți turiștii ăștia care se scaldă aici, de pe croazier. Dacă aici îți parchez barca, pe un an de zile costă 80 de euro. Și ai locul tău. Pe unde costă o trito? O deftor. Uh-huh.
как это? Георгиос. А что она Георгиос называется? Проилуменос эстиник. Препинаграпси слава. Пишите шурич. А то пус штенда. Мулт май супер аж. И умбры. Ей! Класс, как Blue Star. Foarte super capa e curat. În Nistru nu e așa plăcere. Oh, capitanius. Da, da, este a... Dacă este albastru, el se duce pe, pe insule. Da, este ca privat. Da, să și frumos. Aici are geam. Dedesubt, și turiștii se uită la fundul mării. Lady C. Așa și faci motoraș. 25 de cai. Dai de bicială. Nu și baluri faci. Să mers Cristina cu noi, aveți zic că nu vreau, dă-mi jos. Mai nea, bon era. Ne, ne. Asta e de la vapor care a trecut. Iahtu. Asta e fala să ne libo, să ne polire mirele. Da, da. Dacă era mai liniștit marea, zici că merge mai repede și nu, nu face mega chestia asta. Da, deodată răcoare și de o plăcere. El de obicei se duce și prinde pește. Dar ies în mare așa pe vreo 10 ori, 12, asta e pe toată ziua. Dar azi așa noi pe ore ne ducem, ne plimbăm o leac și înapoi. De obicei iese la prins pești și pentru mâncare și vinde. Odată au prins 2 pești, câte 4 kg fiecare, adică 8 în total, și l-au vândut la o tavernă cu 100 de euro. Și plăcere și faci și un ban. Și e super aici că nu-ți trebuie permis pentru așa parcă. Adică tu pur și simplu cumperi și ieși în mare. Parchează, ieși în mare. Până la 6 metri nu e nevoie de permis sau de vreo licență specială. După 6 metri deja trebuie permis. Și motor, dacă e peste 30 de cai, tot trebuie permis. Ducem la Falerachia, că acolo-i Falerachile. Capetanio, Capetanio, Capoghela! Hai, Capetanio! Senzația mea e super ca cu mașina. Măi, și apă curată, căcaia e cistă-i vada. O, тут уже Falerachi начинаются. Ага. Tare, super. Care ATV? Ia ca așa o bărcuță și mare. Păcat că noi nu avem mare. Oh, ce... А здесь еще много мест, да? Они все заняты. А как вы нашли тогда? Мы зимой сделали. А, тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Ну, да. Видишь, какой-то корабль супер зашел, где минут, где-то либо вот эти. Кимата, да?